Slăviți să fie Domnul. Haideți să începem cu o rugăciune. În dimineața aceasta stăm ridicați în picioare. Te rog, tatăl Adrian Budean, să facă această rugăciune. Dragilor, vă spun bun venit tuturor care ați ajuns la casa Domnului în această dimineață. Să fim împreună la o astfel de zi, o zi de sărbătoare, o zi a mulțumirii. Și am o provocare pentru noi toți care suntem în locul acesta. Am o întrebare. Cum credeți că ar trebui să arătăm fiecare în ziua mulțumirii ca Dumnezeu să fie mulțumit de noi? Dumneavoastră știți ce aveți în inimă. Eu știu ce am în inimă. Și mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră. Pentru toți care dimineața aceasta sunteți în locul acesta. Nu Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă altă dată o făceam așa mai pe la mijloc, la început de evanghelizare, când se citea cuvântul, ar vrea în această dimineață să o facem de la început. Cred că e frumos. Să spuneți un Dumnezeu să te binecuvinteze vecinului de lângă dumneavoastră, sorii, fratelui, prietenului. Haideți în stânga, dreapta, înainte și înapoi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Pe toți care sunteți în casa Domnului, pe toți care vor mai veni. Haideți să începem în dimineața aceasta, această zi de sărbătoare, în care vom avea cântare, în care vom avea și îndemnuri, vom avea și parfum, vom avea și poezii. Va fi și Domnul prezent prin Duhul Sfânt în adunare. Mulțumesc Domnului pentru cei care au venit să fie împreună cu noi în această dimineață să slujească. Mulțumesc Domnului pentru fratele Costornicu Cristea, spune Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mulțumesc Domnului pentru comitetul bisericii care va sprijini în această dimineață, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumesc pentru frații care au venit de la Cruz, spun Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumesc pentru orchestră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru fanfară, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru musafir, pentru prieteni, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru întreaga adunare, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am văzut ieri organizare frumoasă, oameni implicați. Mulțumesc fetelor care au făcut posibil ceea ce vedeți dumneavoastră aici. Au muncit așa de mult că la un moment dat mi-au spus, frate Sorine, deja mi-au prins foamea. O stat aici în casa Domnului, Domnul să le binecuvinteze, bineînțeles că problema s-a rezolvat. Mulțumesc femeilor care, surorilor care ați fost disponibile pentru a face posibile o masă și provocare pentru toți care sunteți în adunare. Nimeni nu pleacă acasă la ora 12, rămânem împreună la un timp de părtășie, la un timp de binecuvântare, la o masă. Că ați fost invitați, când ați fost invitați, rămâneți în casa Domnului, sunteți împreună cu noi, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru cei care au făcut posibil financiar lucrul acesta, au fost surori, am văzut surori și frați care au întins o mână și au spus, vrem să participăm activ. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În direcția aceasta vreau să spun, colecta din ziua de astăzi va fi special dedicată pentru toată sărbătoarea, inclusiv pentru masa din spate și pentru toate cheltuielile care s-au derulat și se vor derula în continuare. Dragilor, aș vrea ca în ziua de azi la această sărbătoare, în centrul atenției, chiar dacă e o zi de mulțumire, să nu fim noi, ci să fie Domnul. Amin. Aveți pentru ce să-i mulțumiți lui Dumnezeu? Amin. Vreau să vă spun ceva și vă voi surprinde. Este vreo diferență între oamenii credincioși care mulțumesc și oamenii necredincioși, dacă vreți, care merg la biserică, care fac ceva pentru Domnul. Este vreo diferență? Mare diferență. Spunea fratele Adi, mare diferență. Dragilor,
Ați văzut oameni mulțumiți când își cumpără o mașină, că este mulțumit? Ați văzut oameni? Eu am văzut o grămadă. Ați văzut oameni mulțumiți care își fac o casă, realizează și sunt mulțumiți. Nepocăiți, vorbesc. Care nu cunosc, care nu cunosc pe Domnul, ați văzut? Eu am văzut o grămadă. Ați văzut oameni care au afaceri și le merge foarte bine. Fac milioane de euro, de dolari. I-ați văzut? Mulțumiți. Știți care e diferența între oamenii ăia și noi? Că oamenii aceia care sunt mulțumiți doar pentru ceea ce realizează în viața aceasta, pun accentul pe ce au în viața aceasta, pe ei personal, de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Fără să aibă în centru pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că toate lucrurile materiale, toate lucrurile care le avem, noi dai o binecuvântare din mâna lui Dumnezeu. Dar fără Dumnezeu sunt nul, egal cu zero. Acei care îl avem pe Dumnezeu privim dincolo. Avem un sentiment de mulțumire spiritual. Ceea ce face diferența, ceea ce spune omul Dumnezeu poate. Că avem în noi firea pământească, care ia pe asta o mulțumim cu casa noastră, o mulțumim cu mașina noastră, o mulțumim cu îmbrăcămintea noastră, o mulțumim cu toate lucrurile astea. Dar dacă se rezumă la asta, dragii mei, egal cu zero, dincolo de lucrurile acestea, mulțumirea noastră trebuie să meargă în prezența lui Dumnezeu. Și în momentul când vom ajunge un Iov, să putem, Doamne, să mulțumim așa cum le-am pierdut, așa cum le-am primit, să mulțumim pentru toate lucrurile. Doamne, ajută-ne! Mă duc mai departe, mă opresc aici, vreau să provoc fanfara să se pregătească să îl laude, dacă e posibil fanfara, prima dată să laude pe Domnul cu o cântare. Și apoi, în continuare, aș vrea să mai ascultăm și sora Eusebia, pentru că vom merge intercalat cu mesaje, cu cântări, cu îndemnuri. Domnul să-i binecuvânteze pe cei care se pun la dispoziția Domnului. Deci, aș vrea ca sora Eusebia să pregătească să laude pe Domnul cu o cântare. Și apoi, pentru prima rugăciune în această dimineață, pentru că ne vom și ruga în această dimineață, și așa cum o facem întotdeauna, ne rugăm pentru familie, ne rugăm pentru misionari, ne rugăm pentru bolnavi. Vom face și dimineața aceasta, mai ales pe zi de mulțumire, ziua de astăzi, 12 noiembrie, pe calendarul rugăciunii de biserică pentru familii se află fratele Banc Pavel Senior și cu familia Banc Vasile și Olguța. Spune Dumnezeu să-i binecuvinteze. Le aducem o rugăciune. Fratele Costel va veni și ne va motiva după aceste cântări și ne vom ruga în direcția aceasta Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare. Amin. Amin. Thank you.
De locul spunea fratele Sorin, când vin la casa Domnului, aici mă pot liniști, aici simt bucuria mântuirii, aici mă pot bucura cu frații, cu surorile, și de aceea Dumnezeu vrea să lucreze și în această dimineață cu noi, cu ființele noastre, și inima noastră ar trebui să fie mulțumită. Se citea din Efeseni 5 cu versetul 20, spune atât de frumos: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Oare în această dimineață, din locul acesta, avem pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu, frați și surori? Aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți din locul acesta, că îl cunoaștem pe acest Iisus, acest mare Dumnezeu al nostru. Și mulți nu cunosc lucrul acesta. De aceea, în fiecare dimineață, inima noastră ar trebui să fie mulțumită. Dacă ești mulțumit, inima mea și inima dumneavoastră poate să simtă prezența lui Dumnezeu. Poate să simtă bucuria mântuirii ce o avem în inimile noastre, frați și surori. Și tot Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 18 ne spune atât de frumos: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Slăvit să fie El! Deci cum ar trebui să fim? Noi în fiecare zi, frați și surori, ar trebui să avem o inimă mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori poate nu ne place cum lucrează Dumnezeu pentru lucrurile care se derulează în viața noastră, Dumnezeu cunoaște și știe ce e mai bun. Aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu în această dimineață pentru întreaga biserică, pentru orchestra, așa cum se amintea. Și în primul rând vreau să mulțumesc, am zis, lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar mulțumesc fraților care sunt implicați și ne ajută foarte mult în lucrul acesta la orchestră. Mulțumesc pentru fratele Vali care se ocupă cu fanfara Sora Lena. Sunt niște oameni dăruiți, frați și sorori, și vin totdeauna cu bucurie și văd pe fețele lor bucuria cu care vin la livada. De aceea eu îi zic că fac parte din biserica noastră. De multe ori le spun că își trebuie să căutăm ceva pământ aici la livada, să se mute la livada cu noi, să fie în prezența. Mulțumesc și pentru Mircea, care totdeauna a răspuns invitație, copilul lor a răspuns invitație și sunt mulțumit pentru el și Dumnezeu să binecuvinteze familia. Familia și-a lăsat acasă, au plecat. Dar el s-a dăruit și a venit. Este un dar și un har, frați și surori. Și acest lucru că vine în locul acesta și suntem prezenți în prezența lui Dumnezeu. Iar psalmistul Asaf, în psalmul 50, cu versetul 23, ne spune atât de frumos: Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Deci nu numai să aduci mulțumire, acela spune că îl proslăvește pe Dumnezeu dacă aduci mulțumire lui Dumnezeu. Și aș vrea că în această rugăciune, frați și surori, nu vreau să fiu lung, vreau numai să mulțumim lui Dumnezeu astăzi, toată ziua, și numai astăzi, că este ziua mulțumirii. Să mulțumim în fiecare zi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat, chiar dacă ne trece și prin Valea Împremorții. Noi și pe acolo trebuie să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Și în această rugăciune ar vrea să ne rugăm pentru familii. Să ne rugăm și în această dimineață pe calendarul de rugăciune pentru 12 noiembrie avem familia Banc Pavel, fratele Pavel seniorul, și familia fratelui Vasile Banc și Olguța. Dumnezeu să binecuvânteze aceste două familii. Ne ridicăm la rugăciune și intrăm la rugăciune și înaintăm în această rugăciune cu toții. Amin. Corul cântării pe care vrea să cântăm spune cronul: Doamne, Tu ești bun, căci în viață ține îndurarea și credincioșia Ta nu mă va părăsi. Haideți să cântăm împreună. Yeah.
slăvit să fie Domnul. Pentru că este ziua mulțumirii, vrem să cântăm o cântare, de fapt să o adaptăm la mulțumire. La fiecare strofă spune dimineața, la prânz și seara. La miezul nopții mă gândesc la El, vorbesc cu El și laudă-L pe El. Și aceasta dimineața, la prânz și seara. Creator, universul tot.
cu mulțumiri, Părinte bun din slavă. Azi la altar poporul e adunat să ne vorbești cu vocea ta suavă. Atâtea bunătăți ne-ai pus pe tavă, în frigider, cămară, în hambar, deși niciunul nu a meritat. Tu pâinea, apa și îmbrăcămintea, ca unor fii statornic ni le-ai dat, precum evreilor încălțămintea, dar nu ți-am dat, stăpâne, toată cinstea. Adesea idolatră ne-a fost mintea, nimic, o Doamne, n-am fi meritat. Puterea ai pus în trupul nostru de tine, să alergăm vestind harul bogat. Noi însă n-am fost sare și lumină, mai adânciți în grijuri și în ruină, privind la masă în rodul toamnei pline, știm, Doamne, că nimic n-am meritat. Trecutul ne-ai prin boli și încercări, să revenim la drumul de altă dată. Unii au ajuns chiar prin amorții vale, dar le-ai deschis spre paradis o cale, unde îi primești cu brațe iubitoare, deși ei știu că nu au meritat. Nu, n-avem merit, dar pe o cruce amară, Părinte bun, pe Fiul Tău l-ai dat, prin jertfa Ta ne scapi de orice povară. Vorbim cu Tine în Duhul pentru întâia oară, primim în dar a cerului comoară, al Tău, Duh Sfânt, măreț nemeritat. Ne dai cu mâna Ta iubită o vreme încă rodul e bogat, dar Duhul-i gol, candela neslăită, a mântuirii haină-i murdărită, cărarea dreaptă parcă mai lărgită, și vom primi tot ce a meritat. Se înalță în zare vrem de apocalipsă, când pribegivei poate înfometat. Nu vor fi roade, vom trăi în lipsă, când ușă după ușă va fi închisă, trăgând după o rugăciune, tânjind după o rugăciune aprinsă. O, Doamne, nu ne da ce-a meritat. Când vrem de har, când ne așteptai la masă, vrând să vorbești prin Duh ca altă dat, noi stăm nepăsători pe o terasă, pe vârf de munți, la marea zgomotoasă, părăsind prea ușor această casă, și vom avea doar ce am meritat. Dar iată că acum la sărbătoare o zi de pocăință ne-ai mai dat, ca toți cei adunați, cu mic, cu mare, să avem o inimă mulțumitoare, revenind iar la vechea cărare, să ne dai Duhul Sfânt nemeritat. Întorși la dragostea din tâi uitată, la focul care ardea în noi odat, să te adorăm pe Tine, scumpe Tată, viața în Hristos neancorată, de ne vei trece prin cuptor, prin apă, mulțumitor vom zice, da, s-a meritat. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Amin. La cuvântul care a fost citit, dați-mi voie să mai adaug câteva versete din Psalmul 100. Vă citit-o Psalmul, care sunt doar 5 versete. Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, a Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-i numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Amin. Îl lăudăm pe acela care merită toată cinstea, toată gloria,
toate laudele buzelor noastre, pe Cel ce a fost, este și va fi în veșnicie, pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului în Psalmul 22 spune că Dumnezeu, versetul 3, spune că Dumnezeu stă, locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Lui Israel. Se pune următoarea întrebare astăzi și să vă mai pune și să mai pus. Ai pentru ce se mulțumește laudă de Dumnezeu? Spune în Psalmul 103 cu versetul 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Frații mei, trebuie să fim cinstiți cu noi, cu fiecare dintre noi. Noi am uitat multe din lucrurile care ne-am făcut săptămâna aceasta, poate săptămâna cea trecut. Am uitat. De ce Dumnezeu ne supune la acest efort cognitiv să ne aducem toate aminte de toate binecuvântările Dumnezeu? Și ce se întâmplă când coborâm, așa cum zicea Solomon, în rugăciunea lui pentru înălțarea templului, pentru sfințirea templului, zice că atunci când vor merge în robie, dacă se vor coborâ ei înșiși, se ascult, Doamne. Și ce se întâmplă când cobori în tine însuți, în tine însăți, în această dimineață? Și te pui pe genunchi și zici, Doamne, îți mulțumesc pentru apă, îți mulțumesc pentru aer, îți mulțumesc pentru familie, îți mulțumesc pentru faptul că în această minunată zi Tu ai dat pace, Tu ai dat liniște. Și ce se întâmplă? Îți mulțumesc, Doamne, pentru că atunci când am simțit că lumea e în control asupra mașinii, Tu, Doamne, ai redresat-o și ai făcut minunea aceasta cu noi. Și ce se întâmplă în lucrurile acestea? Îți dai seama că ești dependent 100% de Dumnezeu. Noi suntem creația lui Dumnezeu și suntem ai Lui. Dumnezeu face un lucru atât de minunat. La sărbătoarea mulțumirii, oamenii când strângeau corturile, evrei când strângeau roadele, când nu era prea plăcut afară, Domnul zice, ieșiți din case, intrați în corturi și stați acolo 7 zile. Și în fiecare zi trebuia să uite la cer și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru roade și să-i spună, Doamne, tot ce avem, casă, tot ce avem, mașini, confort, toate vin din mâna Ta și noi suntem dependenți de Tine. Asta era mesajul. Asta era mesajul. Ai pentru ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu astăzi? În Proverbe, capitolul 15, versetul 15, te rog, afișează. Zice cuvântul Domnului așa, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Versetul 16. Care se leagă de versetul 16. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Ce vrea să zică Domnul aici? Pentru zilele, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu o inimă mulțumită. Știți că în Proverbe de foarte multe ori, când se discută și veți vedea că este un antagonism acolo, dacă vorbești blând, nu mai atâți mânia. Dacă faci lucrul acesta, tot timpul un antagonism. Și așa și în versetul 15. Nu găsești, spune că omul care nu găsește un motiv, fie el cât de mic, să fie mulțumit în el și mulțumit lui Dumnezeu. Mulțumitor lui Dumnezeu este unul dintre oameni cei mai nenorociți. Un om cu o inimă mulțumită are un ospăț necurmat. În Filipeni, capitolul 4, haideți să citim 3 versete extraordinare pe care Sfântul Apostol Pavel spune atât de minunat. Filipeni 4, 11, 12 și 13.
Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindem m-am deprins să fiu sătul și flămân, să fiu în belșug și să fiu în risipă, și versetul, în lipsă, și să, versetul 4, pot totul în Hristos care mă întărește. Ce zice Pavel? Nu contează că Domnul îngăduia să fiu flămân. Nu contează că Domnul aduce belșug peste viața mea. Contează că sunt lângă Dumnezeu. Asta este marea fericire, cum zicea în Psalmul 73. Fericirea mea este să mă apropie de Domnul. Asta e mulțumirea mea că mă duc pe calul alături de Domnul. Spune David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, nu zice lipsit, părăsit. Pentru că mulțumirea noastră este că Dumnezeu nu ne părăsește. În Evrei, capitolul 13, versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Mulțumesc Dumnezeului nostru care în 2023 nu ne-a părăsit nicio clipă. Nu ne-a părăsit nicio clipă. Se întâmplă ceva în timpul sărbătorii, în timpul acestei sărbători, mare preot lua un obiect, un vas în care mergea la scăldătoarea Siloam, lua o apă, mergea înapoi în templu și vărsa apa aceea și se ruga: Doamne, este timpul să dai iarăși ploaie pe pământ, e timpul să dai apă pe pământ ca anul viitor să avem iarăși roade bogate. Asta făceau la sărbătoarea aceasta, unul dintre lucrurile pe care le făceau. Și ce se întâmplă în timpul unei sărbători când Iisus era în Ierusalim? Haideți să vedem în Ioan, în capitolul 7. În Ioan, în capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Când ei turnau apă și ziceau: Doamne, dă-ne apă! Dă-ne apă pentru roadele noastre! Dă-ne o apă pentru belșugul care va fi anul viitor! Zice Iisus: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui va curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cum zice Scriptura. În această zi, dacă însetează cineva după Iisus Hristos, dacă însetează cineva după această apă vie, dacă însetează după cineva, după această odihnă pe care numai Iisus Hristos există, numai El o poate da, zice: eu dau pacea nu cum o dă lumea, ci eu dau pacea. Luați pacea mea, eu vă dau pacea mea. Dacă însetează cineva, dacă vrea cineva să-și lase bagajul acesta al împovărărilor, se lase la ploaia crucii lui Iisus Hristos. Să bea din apa vie și din el va curge râuri de apă vie. Iisus Hristos, într-o împrejurare, s-a mai uitat și a zis: secerișul este pregătit, dar puțini sunt lucrătorii. Puțini sunt lucrătorii. Rugați pe Dumnezeul secerișului să ridice lucrători. Și astăzi ne vom ruga pentru ca Dumnezeu să scoată lucrători în secerișul lui. Haideți să ne ridicăm pe picioare.
și să aducem această rugăciune pentru Agenția Pentecostală de Misiune Externă, pentru ca toți misionarii care sunt imobilizați de această agenție să aibă protecție, iluminare din partea lui Dumnezeu, să Dumnezeu să mai scoată și alți lucrători în via. Continuăm în sărbătoarea mulțumirii să fim mulțumiți. Salut și pentru cei care au ajuns mai târziu la sărbătoarea mulțumirii, spune Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-ați spus din la început cu noi, dar nu are importanță aceasta, e important că ați venit să fiți cu noi la această sărbătoare binecuvântată. Vrem să vă mulțumim pe această cale. Vreau să mai am o mulțumire în dimineața aceasta. Și în adunare cu noi sunt și mai jos de tineri, adolescenți și copilași. Vreau să spun ceva ce să nu mai spuneți la nimeni. Avem cei mai frumoși copilași și tineri de pe planeta Pământ. Poate voi supăra pe cineva. Vreau să vă spun că cunosc în mici detalii sau poate mai mari la unii problemele, bucuriile, mulțumirile, dar spun cu toată puterea și spuneți amin. Avem cei mai frumoși copii și tineri de pe planeta Pământ. Că sunt ai noștri. Copiii noștri sunt cei mai frumoși și cei mai buni, chiar dacă sunt răi. Tinerii noștri, n-are importanță, sunt cei mai frumoși și cei mai buni. Și Domnul să-i binecuvinteze. După ce orchestra laudă pe Domnul cu o cântare, rog ca adolescenții să pregătească să laude pe Domnul cu o cântare, rog pe sora Irina să recite o poezie și apoi pentru următoarea rugăciune care va fi rugăciune pentru cauze, pentru cei bolnavi, pentru oameni care astăzi, frați, surori, prieteni, n-are importanță, nu pot să fie într-un loc așa acesta să mulțumească Domnului. Noi avem un tabel care îl vom pune pe monitor sus și veți vedea acolo toate problemele, cauzele la frați, la surori, copilași. Dar dacă cineva mai are vreo cauză, după ce fratele Ruben, care îl rog să treacă apoi să ne motiveze pentru acest îndemn la rugăciune, după ce va avea îndemnul, puteți fără nicio jenă să spuneți vreau să ne rugăm pentru. Vreau să ne rugăm pentru mama, vreau să ne rugăm pentru tata, vreau să ne rugăm, nu știu, pentru copii să fie mântuiți, vreau să ne rugăm pentru părinți să fie mântuiți, pentru orice cauză. Dragilor, Dumnezeu cunoaște cauzele și știe, dar îi place să-i și spune. Și spun, Doamne, ajută la aceasta. Deci după ce vom asculta cântările, poezia, voi fratele Rube va aduce un mesaj pentru noi în această dimineață, ne va motiva la această rugăciune și apoi ne vom ruga direct în aceasta. Amin.
primită în dar, întrăg prin nosul mulțumirii, ți-aducem, Doamne, pe altar. Cu laude înflăcărate, cu strop de soare în privit, atâtea suflete curate, ți-aduc noi ani de mulțumiri. Îți mulțumim, iubit Părinte, pentru sămânța din ogor, pentru soarele fierbinte și pentru apa de izvor, pentru plăcuta dimineață, pentru odihna înserării, pentru albastra poltă largă și pentru orzele din voi, pentru copii ce-aleagă râzând cu glas de zurgălăi, pentru lumină și întuneric, pentru lucefe, pentru lună, pentru toți norii în mers și pentru tot ce timp cu lună în nesfârșitul univers. Îndrăgostiți de zări albastre, îți mulțumim, Părinte Sfânt, pentru mulțimile de astre, tu ai zidit acest pământ, tu l-ai gândit cu înțelepciune, lipind atom lângă atom, și apoi cu veșnică minune, ai plăsuit întâiul om. Când stelele pe cer se avântă și florile în luni strâmbesc, iar păsările în rânduri cântă, cu vieți de cântec îngeresc, noi te slăvim cu înfiorare pentru atâtea durări, pentru divina ta lucrare și mii și mii de adunări, pentru mesajul mântuirii vestit în lume de străbun, pentru cântarea înfrățirii, pentru cântar și rugăciun, pentru iubirea de pe cruce, pentru cuvântul încercat ce sal de laudă mi-aduce, lumini din cer și ar bogat, pentru învierea glorioasă a Salvatorului iubit și pentru patria frumoasă, în tot ce în cer ne-a pregătit, pentru măreața aniversare a Duhului jubiliar, pentru atât portoc de soare și dragoste fără hotar, pentru cuvântul revenirii și al tonului an de răsplătiri și pentru ziua întâlnirii cu atâtea mii de împliniri, pentru senina fericire din veșnicul Ierusalim, pentru nespusa ta iubire, o Doamne, îți mulțumim, îți mulțumim. Amin. Recunoștește aducerea și până acum, putem conduce în toată inima, cu toată bucuria, slăvit să fie Domnul. Amin. Suntem o zi de sărbătoare, o zi de mulțumire, cum și era amintit și se citea atât de frumos acest verset din Efeseni, capitolul 5, versetul 18, cum se spunea că mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul. Se mai citea astăzi aici și am oprit asupra acestui verset. Proverbe, capitolul 15, în versetul 15 spune cuvântul Domnului prin înțeleptul Solomon și zice: cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Acum, bineînțeles, dacă v-aș întreba, cred că sunteți de acord, căci este bine la ospăț. Este bine la ospăț. Și de data aceasta, privind la subiectul nostru de astăzi, spune căci cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Și desigur v-ați dori tot timpul sau întotdeauna să fiți la ospăț. Dar se face că nu putem fi totdeauna la ospăț, trebuie să mergem să muncim, trebuie să mergem în stânga, în dreapta, avem servicii, dar totuși
este un ospăț necurmat și anume cel cu inima mulțumită. Acum vă întreb, oare ați vrea să trăiți din ospăț în ospăț? Se poate? Se poate. Dacă privim după cuvântul Bibliei, se poate să fie un ospăț necurmat. Pentru că ospețele de astăzi țin 2 ore, 5 ore, mai mult sau mai puțin, dar există acest ospăț necurmat. Și aș dori în câteva gânduri, fiindcă și timpul trece atât de repede, să privim la acest ospăț necurmat. Acest ospăț necurmat se naște, dacă vreți, dintr-o inimă mulțumitoare. Dintr-o inimă mulțumitoare. Ei, acum, nu știu cât de mulțumiți sunteți în această zi că sunteți aici. Nu știu cât de mulțumiți sunteți după ce ieșiți de aici sau cu ce mulțumire ați fost ieri. Dar nu asta este important pentru mine în această zi. Important este pentru mine să mergem de aici și să trăim un ospăț necurmat. Doamne ajută-ne! Până la urmă, privind pe de altă parte, Domnul Iisus spunea în Ioan în capitolul 14, mă duc să vă pregătesc un loc. Că acolo unde sunt eu, să fie și ucenicii mei. Ei, ce minunat loc! Dar în locul acela, înțeleg pe de altă parte, că își intră tot cei cu inima mulțumitoare. De aceea, bine ar fi să înțelegem că trebuie de acum să intrăm în acest ospăț necurmat. Și zic, Doamne, ajută-ne! Haideți să fim pe de altă parte oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, păi cum așa? Ăștia au inima mulțumită, Doamne ajută-ne! Poate am mers prea repede pentru peste anumite idei, fiindcă timpul trece atât de repede, dar spune cuvântul Domnului aici, mulțumiți totdeauna cui? Lui Dumnezeu! Păi ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu, trebuie să fiu omul lui Dumnezeu! Trebuie să fiu copilul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în fapt, în capitolul 2, la un moment dat, se întâmplă o lucrare măiastră minunată acolo. Oameni plini de bucurie, oameni fericiți, oameni plini de nădejde și de vlagă în ei. Alții pe lângă ei stăteau și se uitau nemirați. Ce se întâmplă acolo? Și până la urmă vin și ei. Vrem și noi. Vrem și noi să fim ca voi. Vrem și noi să fim bucuroși. Vrem și noi să fim fericiți. Vrem și noi, cu alte cuvinte, să intrăm în ospățul ăsta. Fraților, spune în capitolul 2, în Faptele Apostolilor, vreau să citesc versetul acesta, în versetul 37, spune la final partea a doua, fraților, ce să facem? Vrem și noi să fim binecuvântați. Și vine versetul 38 și zice, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta, Dumnezeu încă o mare deschisă pentru fiecare din noi, slăvit să fie numele Domnului, apoi intrând în ospățul ăsta, fiind copiii Domnului Iisus Hristos, putem să începem să mulțumim lui Dumnezeu. Până la urmă vine și ar pune întrebarea, ce spune mulțumirea din inima ta? Ce spune inima ta în această zi? În cuvântul Domnului, dacă vreți, ne uităm, fiindcă vreau să plecăm și de la punctul acesta. S-a cântat și se cântă atât de frumos. În Coloseni, în capitolul 3, în versetul 16, spune cuvântul Domnului și ne învață și zice, cuvântul lui Hristos să lochească din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cum? Cu mulțumire! Apoi cine cântă lui Dumnezeu cu mulțumire? Copiii lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvinteze pe toți! Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne, caut să cânt lui Dumnezeu cu mulțumire, că suntem copiii lui Dumnezeu. Inima este plină de mulțumire, Doamne ajută-ne. Apoi când inima e plină de mulțumire, eu cânt cu mulțumire, nu este un ospăț?
Aleluia lui Dumnezeu! Băi, un ospăț binecuvântat! Când cântarea mea de laudă este prezent Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului! Dacă vreți, mergem mai departe și cum este o cântare, cântăm, cântăm și ne rugăm. Dacă privim de data aceasta la rugăciune, cuvântul Domnului, tot în Coloseni, dar de data aceasta, în capitolul 4, în versetul 2 vine și spune, ospățul ăsta atât de frumos, stăruiți în rugăciune, vegheați în acum, cu mulțumiri, glorie lui Dumnezeu. Stăruiți în rugăciune și vegheați în acum, mulțumiri, rugați-vă și mulțumiți lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea, slavă Domnului! Apoi ce uspăți minunat! Că să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu, în urma rugăciunii tale spui, Doamne, îți mulțumesc! Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat! Doamne, îți mulțumesc că vei lucra! Și așa mai departe, Doamne, ajută-ne, amin? Slăviți să fie Domnul! Mergem mai departe și dacă vorbim tot de inimă mulțumitoare, ce spune mulțumirea din noi? Iată ce spune cuvântul Domnului de altă parte, căci suntem copiii lui Dumnezeu și spune în 1 Tesaloniceni, un verset cunoscut, în capitolul 5, în versetul 18, căci noi suntem aceia care facem voia lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu? Aceasta e voia lui Dumnezeu să sufăr, ar întreba cineva? Aceasta e voia lui Dumnezeu să plâng, căci atâtea probleme am? Și totuși voia lui Dumnezeu este să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Vrei să ai un ospăț necurmat? Vrei inima ta să fie o inimă sănătoasă? Chiar și din punct de vedere pământesc, clinic, medical, cum le s-o luați, este important inima noastră să fie sănătoasă, să fie mulțumitoare. De aceea, și din punctul acesta de vedere, este important inima noastră să fie mulțumitoare. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, cu cât mai mult. Doamne, dă-ne această atitudine de mulțumire. Vorbeam de cei în suferință. Se spune aici să ne rugăm pentru cei bolnavi și chiar în privința aceasta, cuvântul Domnului vine și ne învață în Evrei, în capitolul 13, în Matei, în capitolul 6, haideți să luăm în capitolul 6, versetul 11, când Evrei s-a mai citit, iată ce spune, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă, astăzi. Are Domnul grijă? Apoi noi ne îngrijorăm, cum se citea din Evrei 5, că să facem bani, să fie bine și multe din puncte de vedere bine. Dar noi ne rugăm atât de frumos să rugăciunea dumnească. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. Doamne, ajută-ne! Poartă Domnul de grijă? Slăvit să fie numele Domnului! Pe de altă parte, vrem să ne rugăm pentru cei în suferință și cuvântul Domnului vine și ne învață și spune atât de frumos, căci El este Cel care ne spune să ne rugăm și în rugăciunea noastră să cerem cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu și știm că Domnul ascultă rugăciunea. Nu vreau să mă duc mai departe, timpul trece atât de repede, sunt multe aspecte de spus, dar vreau doar unul singur să vă mai amintesc, căci spune Apostolul în Coloseni, în capitolul 2, versetul 6 și 7, unde spune atât de frumos, tot cu mulțumire. Astfel, dar, după cum ați primit pe Iisus Hristos, pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind rădăcinați și jidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile pe care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumire către Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Mulțumirea din inima mea îmi spune că eu sporesc în lucrul Domnului. Eu cresc în voia lui Dumnezeu.
Eu mă lupt să rămân credincios lui Dumnezeu tot mai mult și Dumnezeu să fie proslăvit prin viața mea. Vrei și tu lucrul acesta? Atunci inima ta este o inimă mulțumitoare și în viața ta este un ospăț necurmat. Căci tu mergi din putere în putere, cum spune Psalm 94, așa te înfățișezi în Sion, așa mergi pe cale cu Dumnezeu, pe cale mergând cu Iisus, pe cale venind cu Iisus și ești plin de bucurie că în viața ta este Domnul Iisus și Domnul revarsă binecuvântările cerului. Slăvit să fie Domnul! Ăștia sunt copiii lui Dumnezeu! Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, oameni binecuvântați de Dumnezeu, oameni care știu să mulțumească pentru toate lucrurile, oameni care știu să fie mulțumitor cu ceea ce Dumnezeu le-a dat, oameni care pot să spune sunt al Domnului și tot ce am este din partea lui Dumnezeu. Ăsta era Iov, chiar dacă i s-a dus toată averea. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Nu ăsta este un ospăț necurmat, ba da, la ospăț, Domne, cei care te-au chemat știu să se ocupe de toate. Tu nu te ocupi de nimic, aici Dumnezeu ne-a chemat la ospățul acesta. Nu te îngrijora, nu purta tu de grijă, Domnul se îngrijește de toate. Slăvi să fie numele Domnului, apoi ce bine să trăiești cu Domnul, glorie lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm Domnului și vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm în privința aceasta pentru cei ce trec prin suferință. Dumnezeu este Cel care poartă de grijă și poate să aducă vindecare, poate să aducă izbăvire, slăvit să fie numele Domnului. Avem de cei care sunt afișați, pentru cei care îi aveți în cauzele dumneavoastră să ne rugăm pentru ei și, de ce nu, dacă doriți să amintiți chiar cu voce tare anumite cauze, spuneți-le și Dumnezeu să dea biruință că El poate. Amin. Pentru darul vindecării.
mai întâi de toate să îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Prin harul Lui, pe care și l-a revărsat față de noi și pentru aceasta noi putem să fim mulțumitori Lui Dumnezeu, suntem într-un loc de închinare și spunem slăvit să fie numele Domnului. Desigur, când vrei să fii mulțumit, privești la tot ce este în jurul tău, privești la ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit și constat că Dumnezeu ți-a făcut bine. Deci dacă nu constatăm că Dumnezeu ne-a făcut bine, vom avea motive să cârtim, vom avea motive să fim nemulțumitori, dar eu cred că Dumnezeu ne-a făcut fiecăruia dintre noi bine. De aceea și salmistul spune, cânt Domnului că și mi-a făcut bine. Tot salmistul spune și s-a amintit versetul, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Unele versete la care am vrut să le citesc s-au amintit și aceasta nu e o problemă. Cuvântul în sine mulțumesc e mult mai profund. Putem să rostim cuvântul mulțumesc adresându-ne unei persoane pentru o binefacere, pentru un gest, putem adăuga și un mulțumesc frumos sau și un foarte frumos, să adăugăm lângă ele, dar putem spune și ignorând. Depinde de atitudinea inimii noastre pe care ne avem. Deci mai mult decât cuvântul în sine e vorba de atitudinea, e o virtute, dacă vreți. Deci mulțumirea în sine e o virtute pe care nu o culegi de pe drum și cu care trebuie să te obișnuiești și să te deprinzi, după cum s-a citit Apostolul Pavel spune, m-am deprins. Adică s-a antrenat. Vedeți că copilul începe să vorbească și când primește ceva spune mulțumesc frumos, îi învățăm. Și cu toate acestea cresc mari și uită să mulțumească și sunt o nemulțumiți. Pe când e vorba de un lucru rău, nu trebuie să îi spui. Acelea se lipesc. Și ca să fim mulțumitori, noi trebuie să ne deprindem. Un aspect biblic la care aș vrea să privim, într-una din zile Domnul Iisus Hristos trecea prin Ierusalim și aș vrea să privim la acest pasaj în Luca, capitolul 17, versetul 11. Spune, Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galilia. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților și pe când se duceau ei, au fost curățați. Ei trebuia să stea departe, potrivit legii, când un lepros se apropia de o mulțime, trebuia să spună necurat, necurat, deci nu aveau voie să stea în mijlocul oamenilor și și-ar fi dorit și ei să fie împreună cu familia lor, și-ar fi dorit și ei să fie împreună cu cei dragi, dar nu puteau din cauza pentru că erau leproși. Și culmea care se petrece și minunea care se întâmplă aici, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos îi vindecă pe toți 10, prin faptul că ei mergeau și după rânduiala care era în Vechi Testamentală, trebuia să se arate preoților, să constate și să le spună că sunt curați, ca să poată să se prezinte, să meargă în familie și la cei dragi ai lor. Scriptura ne relatează pe când se duceau ei, au fost curățați și unul, văzându-se curățat, n-a mai mers înspre preoți, ci s-a întors înapoi la Domnul Iisus Hristos să-i mulțumească. Deci el a constatat că și este curățat și s-a întors să mulțumească. Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos aici. Deci unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățați toți 10? Ceilalți 9, unde sunt? Și întrebarea pe care este, sigur, mulțumit trebuie să fie cineva care a primit ceva din mâna lui Dumnezeu. Mă întreb, noi am primit ceva din mâna lui Dumnezeu?
Nu știu camara cât îi deplină conturile și așa mai departe, dar prin faptul că aveți sănătate și sunteți, ați putut să vă ridicați din pat și să veniți în locul acesta, este darul lui Dumnezeu și este ceea ce Dumnezeu a dăruit. Ascultam o predică al Flavian Nichescu, cel fără mâini, a fost plecat în America la o biserică și acolo el menționa și spunea o imagine cât o mie de cuvinte. În biserica respectivă era un om care a căzut în depresie, în afacerile lui a pierdut nu știu câte milioane de dolari și a intrat într-o depresie, va la medicamente, nu putea să înțeleagă nimeni cu el și în ziua respectivă l-a făcut ceva să vină la adunare. Și țineți cum era din adunare. Când a intrat în ușe și l-a văzut pe fratele Nichescu fără mâini, i-a tras privirea și a rămas în ușa bisericii și a ascultat. Dumnezeu îi vorbea lui, zice, prin imaginea pe care o avea în față, ce ai pierdut? Ai pierdut niște bani, ți-i pot da înapoi. Și l-avea în față pe fratele Nichescu, care fără mâini, și în mărturia el pe care o făcea, spunea, a crescut copiii, pentru care trei copii, și într-una din zile, fetița întindea mâinile să-l ia în brațe. E o binecuvântare să poți să-ți iai copiii în brațe. În ce scuze sora Irina este aici, Domnul să binecuvinteze, e o binecuvântare să poți alerga. Eu obișnuiesc și transmit salutări fratelui Lucian, că nu e aici și unii probabil se gândesc că, mă, de ce are fel de tot transmite salutări? Pentru faptul că este alături de ea, doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Desigur, nu mi-am promis să fiu emotiv sau să vă emoționez pe dumneavoastră și în eu acesta mi-era gândul, vreau să vă motivez să fiți mulțumitori. Și ca să fiți mulțumitori, trebuie să vă antrenați la aceasta. Deci nu e o atitudine pe care o găsim pe drumul om, o băgăm în buzunar și gata, suntem mulțumiți. Dacă astăzi noi avem sărbătoarea aceasta și este numită sărbătoarea mulțumirii, să nu credeți că am rezolvat și, am făcut și noi, da, suntem mulțumiți. Nu, e o atitudine a vieții de zi cu zi. A te deprinde în orice situație. Scriptura ne spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că și eu am biruit lumea. Deci problemele vor fi zilnice. Nu înseamnă ca să fii mulțumit că nu ai necazuri, nu ai probleme. Să fii mulțumit lui Dumnezeu. Pentru că pericolul pe care ne paște pe fiecare dintre noi, în 2 Timotei, capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne menționează și ne spune în felul următor. Începând cu versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, politori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Aici am vrut să ajung la cuvântul acesta. Deci pericolul este că dacă nu vei fi mulțumit, poți deveni nemulțumitor. Și de câte ori ne-am cârtit fiecare dintre noi. Nu ne-a plăcut de guvernanți, nu ne-a plăcut de legile care s-au dat. Și e normal ca să nu ne placă chiar de toate. Dar să-i mulțumim că Dumnezeu oricum este suveran și rămâne în control. Indiferent de situațiile care se întâmplă. Deci dacă Dumnezeu a îngădit robie peste poporul lui Israel și a fost luat duș în Babilon, Daniel și tinerii care au fost împreună cu el, prin faptul că Daniel în fiecare zi își pleca genunchii și se ruga lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu care să vorbească în Babilon. Și împăratul Babilonului a trebuit să recunoască și să spună, poruncesc pe toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă de Dumnezeul lui Shadrach, Meshach și Abednego. Sau să spună despre Daniel. Deci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și El rămâne suveran.
noi suntem beneficiarii care putem să fim, să beneficiem de lucrările lui Dumnezeu dacă noi suntem mulțumitori. Deci procentul este mare, spune Domnul Iisus Hristos, nevoiți-vă să intrați pe poarta ce strântă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Îngustă este calea, îngustă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Deci procentul este mare. Potrivit pasajului cu cei 10 leproși, 1%, să fim mulțumitori, deci 1 din 10 sau 10%, deci diferența este mare. Alegerea ne aparține. Bine ne-a făcut tuturora. Deci ceea ce alegem noi să fim mulțumitori sau nemulțumitori depinde de atitudinea noastră. Și aceasta nu depinde de cât de pline sunt conturile, cămara și așa mai departe, ci de atitudinea noastră în sine. Spune, pentru cel flămând, toate amărăciunile sunt dulci. Și dacă e mâncarea arsă, e mulțumit că cineva totuși s-a străduit să o facă. Că o uitat-o, se mai întâmplă. În viață se întâmplă multe. Dar mulțumește lui Dumnezeu că o are și așa, altul nu are nici așa. Dacă vrei să fii nemulțumit, ești nemulțumit pentru orice face altul, poți să fii nemulțumit de familie, de copii, copii de părinți, de soție, de soț, de biserică, de conducerea bisericii și lista poate continua sub orice formă, dar important este ce alegem noi. Astăzi suntem îndemnați să fim și să alegem să fim mulțumiți. Și dacă alegem să fim mulțumiți, aceasta va fi o dovadă a noastră, în trăirea noastră de zi cu zi, pentru că, după cum am spus, nu ne este garantat că toate lucrurile vor fi roz, ca și în căsnicie și în orice alt lucru, dar important este că noi să alegem mulțumirea. Dacă nu alegem mulțumirea, pericolul, după cum am spus, este să fim nemulțumitori. Deci, uitați, leprosul acesta s-a văzut curățat și când s-a văzut curățat, a dat slavă lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi, ne-a iertat păcatele, ne-a spălat de trecutul nostru și ne-a dăruit viață veșnică împreună cu Hristos. Și viața veșnică este aceasta, potrivit textului biblic, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci cunoscându-L pe Dumnezeu, cum? Prin Scriptură, că n-ai cum altfel să cunoști, spune. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Apropiindu-ne de Cuvântul Lui Dumnezeu, putem să-L cunoaștem pe El. Și doar o frântură din El, dacă noi reușim să cunoaștem din Dumnezeu, ne este spre mântuirea sufletului nostru. Cunoscându-L pe El, avem viață noi înșine. Avem viață și putem să transmitem mai departe viață. Pentru că nu putem dărui ceea ce nu avem. Dar dacă avem viață, după cum spune, Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Și când Cuvântul lui Dumnezeu este din belșug, rostim Cuvântul lui Dumnezeu și când ne lovim cu ciocanul peste deget. Deci atunci. Că rostesc oamenii multe. Dar dacă nu-i Cuvântul lui Dumnezeu în ei, rostesc ce au. Că fiecare dă ce are. Nu poate da altceva. Deci să rostești binecuvântări în momente critice, când alții rostesc, ce rostesc? Că oamenii oricum vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și așa va fi. Dar dacă Cuvântul lui Dumnezeu va locui din belșug în noi, atunci vom găsi cuvinte de mulțumire. Desigur, nu vreau să ocup eu timpul cel mai mult aici, atât gândurile pe care vi le-am împărtășit, dacă noi alegem să fim mulțumiți și dacă trebuie să stăm în picioare în casa Domnului să fim mulțumiți, un frate mi-a spus și am învățat din lucrul acesta, a fost invitat la o adunare de martori. Și acolo fiind invitat, a stat și el, a participat, era cunoscut în satul respectiv și spune, nu mi-a dat cuvânt, dar nu m-am supărat. Că supărarea duce la rău. Deci dacă probabil ai scris un bilet și să cânți o cântare, nu știu, poate nu e cazul în ziua de astăzi, dar e posibil să se întâmple în viață, că se întâmplă multe. Și nu ți se dă loc. Și te superă, nu mi-o dă mie loc.
sau eu să mă fi supărat astăzi că nu mă, să nu mă pun la cuvânt. Nu, supărarea nu are loc în casa lui Dumnezeu. Deci dacă alegem să fim mulțumiți, mulțumim lui Dumnezeu, că El știe, poate a fost un cuvânt mai deosebit care a vrut să spună prin altul. După cum a spus, mi-am notat versetele, le-au citit frații înainte și le vor citi și ceilalți. Domnul se binecuvântează pe tot cei ce au rostit cuvântul Domnului. Și cuvântul ne spune, oricine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Și aceasta mi-o doresc în dreptul fiecăruia, în dreptul meu și în dreptul fiecăruia. Domnul să ne ajute să ne depărtăm de tot ce este rău, fiind gata, recunoscător, mulțumitor lui Dumnezeu. Amin. Amin. Continuăm să fim mulțumitori înaintea Domnului prin cântare, rog orchestra să pregătească să laude pe Domnul cu o cântare, apoi tinerii se pregătesc să laude pe Domnul cu o cântare. În timpul acestei cântări ne închinăm și cu darurile de bunăvoie în ziua de astăzi, așa cum am anunțat și la început pentru cei care n-ați fost, deci colecta din ziua de azi vom folosi pentru toată ziua de astăzi, inclusiv pentru masa care o să o avem în spate, după ce adunarea se termină, fac încă o dată apel, am rugămintea, nimeni care este în casa lui Dumnezeu nu pleacă acasă. Cei care sunt, nu știu, excepții, au o problemă deosebită, nu știu, trebuie să îngrijească pe cineva sau trebuie să dea din mâncare, ceilalți rămânem împreună la un moment de părtășie în sala de mese din spate și pentru toate spunem slăvit să fie numele Domnului. Apoi după aceste două cântări am să rog pe fratele pastor, coordonator, fratele Nicu Cristia, care va veni și ne va aduce mesajul în ziua de astăzi, ne rugăm de Dumnezeu să îl binecuvinteze, să-l întărească. Amin.
invit să deschidem împreună scripturile la cartea Eclesiastrul, capitolul 3, de unde aș vrea să citesc versetele de la 10 până la 15. Pagina în scripturi, după traducerea Cornilescu, este 671. Eclesiastrul, capitolul 3, începând cu versetul 10 până la versetul 15, avem cuvântul Domnului care spune astfel: Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor, dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci, și la ce face El, la ceea ce face El, nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Amin. Amen. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului pentru ziua aceasta în care putem să stăm împreună în prezența Domnului, să ne bucurăm în prezența Domnului și să-i aducem mulțumiri. Este cea mai frumoasă jertfă pe care o putem aduce Domnului, să-i aducem mulțumiri. Departe de alte popoare, alte închinări, alți dumnezei, aducerea ca mulțumirii înaintea lui Dumnezeu este un lucru specific poporului lui Dumnezeu. În vechime, oamenii ne aduceau zeilor arderi de tot, jerfe de frică ca să nu-i nimicească, dar Dumnezeu ne cheamă la astfel de atitudini, de a aduce jerfe de mulțumiri înaintea Domnului. Și aș vrea să fie ziua aceasta, momentul acesta, un moment de reflexie asupra ceea ce este Dumnezeu, asupra ceea ce ni s-a descoperit Dumnezeu și asupra ceea ce face El pentru noi. Slăviți să fie numele Domnului! Avem în fața noastră aceste cuvinte din Scriptură pe care ni le relatează un om care a vrut să cunoască ce este viața, să cunoască valorile și esența vieții, să cunoască cele mai puternice experiențe ale vieții. Și a început el să spună, mi-am dat și mi-am căutat să cunosc cele mai înalte bucurii ale experienței umane, în tot ceea ce se poate primi din afară, din jurul meu. Mi-am dat inima spre petrecere, am adunat bogății, spune, ca de împărați și țări întregi, un singur om, un singur împărat, el, Solomon, care făcuse ca aurul să fie din abundență în împărăția lui, iar argintul și celelalte metale prețioase să pară cu mică valoare. Spune, el am căutat apoi în știință, în ceea ce înseamnă înțelepciunea, în ceea ce înseamnă cunoașterea tainelor, a lucrurilor descoperite, și s-a plecat înspre cunoaștere și a căutat și a înțeles și a avut și avea cuvântări care uimea pe oameni, împărăteasa din Seba, când a venit și a auzit ce înțelepciune are în descoperire omul acesta, a spus, ferice de robii tăi, de cei ce înconjoară pe omul acesta, care l-aud vorbind cu atâta înțelepciune. Și ajunge el să spună, toate sunt o deșertăciune și goană după vânt.
Suntem chemați la mulțumire și aș vrea câteva cuvinte despre mulțumire. Aș vrea să avem câteva mulțumiri speciale, specifice, luate din această înțelepciune a lui Solomon. Și aș vrea ca prima să fie să-i mulțumim Domnului pentru planurile Lui. Planurile Lui, atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de departe pot să fie planurile Lui Dumnezeu de planurile noastre, gândurile Lui Dumnezeu față de gândurile noastre, spunea înțeleptul. Și aici el vorbește cel puțin de două ori despre lucruri pe care a ajuns să le cunoască, să le înțeleagă. În versetul 12 spune, am ajuns să cunosc. În versetul 14, de asemenea, am ajuns la cunoștința. Și ce spune el în versetul 10? Era că am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Și în versetul 11 continuă spunând că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Și în mod special, dacă citim capitolul acesta 3, Dumnezeu spune că pentru orice experiență a vieții noastre este o vreme. Este o vreme și este un timp. Dumnezeu vede dincolo de ceea ce noi putem vedea. Dumnezeu vede dincolo de ceea ce noi putem cunoaște. Și El are planuri mărețe pentru fiecare din noi. În dimineața aceasta suntem chemați de Dumnezeu să-i mulțumim pentru planurile pe care El le are cu noi. Chiar dacă poate vremea pe care o trăim să fie una dificilă, poate cineva să aibă în perioada aceasta de an sau în anul 2023 experiențe dureroase trăite. Experiențe dureroase care poate în momentele acestea să-i frământe inima. Am vrea să înțelegem că aceasta face parte din planul lui Dumnezeu pentru noi. Și îmi place așa de mult să citesc o promisiune, o făgăduință, un cuvânt pe care Dumnezeu îl spune în cartea profetului Ieremia. Era o vreme cât se poate de tristă. Situația în Ierusalim era una de deznădejde. Asiria înconjurase Ierusalimul. Cetatea era împresurată. Au căzut împărați și împărății sub dominația aceasta asiriană. Și acum, din pricina păcatului, era pregătit și Ierusalimul să fie dus în robie. A venit împăratul Nebucadnețar și a distrus Ierusalimul, a dărâmat zidurile Ierusalimului, a luat tot ce se putea lua din templu, lucruri de valoare pe care le puse acolo împăratul Solomon ca să fie unelte pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Le-a luat toate, le-a dus în Babilon. A luat pe oameni din popor, i-a dus în Babilon, încât spune că au rămas cei mai săraci din țară, pe care nu i-a luat împăratul în Babilon. Oamenii capabili, oamenii cu potențial, oamenii învățați, oamenii pregătiți, oamenii care aveau averi, oamenii care știau să lucreze și să facă planuri, i-a dus robi pe toți în Babilon. Se putea spune că era o situație cât se poate de tristă. În vremea aceasta Dumnezeu face așa o frumoasă făgăduință și în capitolul 29, versetele 11 la 13, Dumnezeu spune prin profetul Isaia acestui popor, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Asta spune Dumnezeu pentru poporul Său, asta ne spune Dumnezeu și nouă, chiar dacă poate că în jurul nostru lucrurile se strâng, suntem împresurați de tot felul de știri, de vești,
de situații grele, de legi, Dumnezeu are pentru noi gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că are pentru noi planuri mărețe. Și ne frământăm și se întreabă tinerii de multe ori, de ce m-am născut în vremea aceasta? De ce m-am născut în țara aceasta? De ce m-am născut în familia aceasta? Și ajung uneori să nu-și mai găsească locul în societatea, în țara, în familia, în școală, în locul în care sunt. Ar vrea să fie altundeva, urmărind poate imagini, urmărind poate situații ale altor popoare, ale altor tineri, ar vrea să fie în altă parte. Nu suntem la voia întâmplării veniți în vremea aceasta și aici niciunii dintre noi. Așa de frumos spunea psalmistul în psalmul 139, pe când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta îmi erau scrise toate zilele care îmi sunt rânduite mai înainte ca să fi fost vreuna din ele. Acesta este Dumnezeul nostru, care are planuri pentru noi, are planuri pentru fiecare om, are planuri pentru tine, dragul meu. Dacă astăzi suntem aici, în fața acestui cuvânt, vrea să înțelegem că Dumnezeul cerurilor face orice lucru frumos la vremea Lui și are planuri pentru tine. Se spune că planuri de viață, de pace și nu de nenorocire, ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Sunt lucruri pe care nimeni nu le poate lua, lucruri pe care le dă Dumnezeu. Spunea Iov, de mi se va distruge viața, trupul acesta și voi ajunge în mormânt. Dacă voi ajunge să fiu în țărâna pământului, cu ce mă voi duce acolo? Și spunea domnul Iov, mă voi duce cu nădejdea. Cu nădejdea voi coborâ acolo. De ce cu nădejdea? Pentru că toți care mor în nădejdea aceasta a învierii, într-o zi, la trâmbița lui Dumnezeu spune, morții vor învia. Noi vom fi transformați la clipeala ochilor și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Striga apostolul Pavel în la judecata în fața împăratului, din pricina nădejdii în învierea morților, sunt eu pus în lanțuri astăzi. Dumnezeu vrea să dea un viitor și o nădejde, căci are planuri pentru fiecare din noi. Căci este așa cum cântăm, nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însuși frământat, cine a zidit o minte creatoare și o înțelepciune fără de hotare, căci există Dumnezeu cu adevărat și Lui vrem să-i aducem mulțumire. Al doilea lucru pentru care aș vrea să aducem mulțumire lui Dumnezeu este pentru darurile pe care El ni le dă. Pentru darurile pe care Dumnezeu ni le dă, se cuvine să-i aducem mulțumiri lui Dumnezeu. Spunea Solomon așa, am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Lucrul acesta este un dar de la Dumnezeu și se amintea aici cât de important este să recunoaștem binecuvântarea lui Dumnezeu și astăzi, într-un mod special, putem să vedem aici ceea ce Dumnezeu face. Spunea cu privire la lucrarea de misiune, de vestirea Evangheliei, spune apostolul Pavel bisericii din Corint. Eu am sădit, Apolo a udat, dar ceea ce a făcut să crească, să rodească, este Dumnezeu. Și se merită să recunoaștem lucrul acesta. El este Cel ce dă. Chiar dacă poate în anumite împrejurări,
Putem să recunoaștem anumite intervenții ale noastre. Am știut cum să procedez într-un anumit moment crucial, când a trebuit să iau o decizie pentru viața mea, pentru familia mea, pentru slujba pe care o am, în afacerile pe care le fac. Să pot să am acea finețe de a cunoaște, de a vedea acele abilități. Dar dacă nu le ai ști și le-ai cunoaște, oare cum te descurca când Dumnezeu ți le ia toate acestea? Așa de frumos spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, pentru oamenii care cred că ceea ce au sunt ceea ce ei au reușit să facă. Căci cine te face deosebit? Întreabă apostolul. Și apoi, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum ar fi al tău? Dumnezeu ne-a dat. Dumnezeu ne dă un trai bun și hrana de fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, pentru care se merită să aducem mulțumiri lui Dumnezeu. Este un psalm frumos în Scriptură, psalmul 136, care începe și spune versetul 1: lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Se termină psalmul acesta cu versetul 26, care spune: lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, al cerului, al pământului, Creatorul, căci în veac ține îndurarea Lui. Și cele 26 de versete au a doua parte din verset, această expresie: căci în veac ține îndurarea Lui. Și amintește acolo psalmistul experiențe din viața lui Israel, cum au fost izbăviți din Egipt, cum au trecut prin mare, cum au călătorit prin pustie, semne și minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor, că în veac ține îndurarea Lui. Și dacă îndurarea lui Dumnezeu ține în veac, este valabil și pentru noi. De aceea se merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci în veac ține îndurarea Lui. Se îndură Dumnezeu și dă, se îndură Dumnezeu și binecuvintează, spune apostolul Pavel când predica în Areopagul din Atena. Și peste cei buni și peste cei răi, Dumnezeu dă ploaie și binecuvântare, căci în veac ține îndurarea Lui. Însă ferice de cel ce recunoaște lucrul acesta și aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Un alt lucru minunat pentru care se aduce mulțumiri lui Dumnezeu este pentru promisiunile Lui, pentru făgăduințele Lui, pentru ceea ce Dumnezeu promite și nu se poate schimba în nicio împrejurare. Nu poate nimeni să schimbe lucrul acesta. Spune versetul 14: am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Putem citi în cartea Genesa când Dumnezeu a creat lumea. În fiecare zi din cele 6 zile, Dumnezeu a făcut câte ceva și se spune, s-a uitat la ele și le-a văzut că erau foarte bune. Ceea ce face Dumnezeu este perfect. Ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. Nimeni nu se poate opune. Când Dumnezeu promite ceva, se va împlini. Spunea Domnul Iisus cu privire la făgăduințele lui Dumnezeu: cerurile și pământul vor trece. Spunea Domnul Iisus, cuvintele mele, ele nu vor trece, se vor împlini. Dumnezeu a promis poporului Său binecuvântare. Cartea Numeri, capitolul 25, descrie un episod din viața lui Israel când împăratul Moabului, Balaam, l-a chemat pe Balac, Balac l-a chemat pe Balaam
ca să blasteme pe poporul lui Israel și să arunce blestemul peste poporul acesta, ca apoi să-l poată bate în bătălie, în război, în luptă împotriva lui. Și când Balaam vine să-și rostească blestemele, așa cum dorea Balac, el a început să binecuvinteze. Și spune Numeri, capitolul 23, versetul 19, și următoarele, apoi 24 și 25, descriu același lucru, spune așa în prorocie Balaam despre Dumnezeu, că Dumnezeu nu este om ca să-i pară rău, nici fiul al omului, Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Și aș vrea să continue, iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el, el este împăratul și veselia lui, slăvit să fie Domnul. Când Dumnezeu binecuvintează, nimeni nu poate schimba. De aceea ne putem ancora toată viața noastră în făgăduințele lui. Apostolul Petru spune, făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pe care le are Dumnezeu pentru noi. Căci viața noastră în lumea aceasta este doar o călătorie. Suntem trecători prin lumea aceasta. Suntem într-o călătorie pentru că fiecare venim și plecăm. Ferice de cei ce ajung în locul de unde nu se mai pleacă niciodată împreună cu Domnul. Când Apostolul Pavel scrie Tesalonicenilor, spune și astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Acestea sunt făgăduințele lui. Făgăduințe pentru veșnicie, făgăduințe pentru viață veșnică, făgăduințe în care ne putem pune toată nădejdea noastră în promisiunile lui. El va fi cu noi. El ni se descoperă, El are un plan pentru noi, El ne dă daruri, El ne face făgăduințe. Și aș vrea să închei spunând, mulțumim lui Dumnezeu pentru înțelepciunea care vine de la Domnul. Înțelepciunea pe care El o dă oamenilor, spunea înțeleptul Solomon. Toate aceste lucruri le face Dumnezeu în versetul 14, partea finală. Și că Dumnezeu face așa ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost, ce va fi a mai fost, și Dumnezeu aduce înapoi lucruri din trecut, ce a fost în trecut. Repetiția este mama învățăturii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Văzându-L pe Dumnezeu cum lucrează, cum se descoperă, văzând lucrările lui Dumnezeu, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune de a-L vedea pe Dumnezeu în toate acestea și a înțelege cum vrea Dumnezeu să trăim. Cum vrea Dumnezeu să trăim? Într-o lume tulburată, într-o lume fără nădejde, într-o lume atât de schimbătoare, o lege și ne dă peste cap multe planuri, circumstanțe la care nu ne-am gândit niciodată și auzim mereu pe oameni spunând lucrul acesta. N-am crezut că o să văd lucrul acesta vreodată. Aș vrea ca Domnul să ne dea înțelepciune, să știm cum să trăim în vremea aceasta. Este o descriere în Scriptură care tare îmi place să o amintesc. În cartea 1 Cronici, împăratul David era deja înălțat pe tron și Israelul a auzit despre lucrul acesta și au venit cu grămada la el, cu miile și cu zecile de mii. Din fiecare seminție este amintit. De acolo au venit mii, de acolo zeci de mii. 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32. Spune așa despre
un grup mic de oameni, din fiii lui Isahar, care, sublinierea aceasta mă interesează, se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. 200 din Zabulon, următorul verset, versetul 33, au venit 50.000 în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă, cu toate armele de război, gata să se lupte, cu o inimă hotărâtă, niște viteji, o armată foarte puternică. 50.000, din Isahar, 200. Sublinierea pentru aceștia spunea că ei se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. La Mântuitorul au venit apostolii înainte de înălțarea la ceruri și au început să îl întrebe pe Domnul despre împărăție, despre viitor, despre ce are în gând să facă. Doamne, spun ei, în vremea aceasta ai de gând să instaurezi împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le spune, nu este treaba voastră să înțelegeți vremurile și soroacele, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Aceasta ne cheamă Dumnezeu, să fim martori a Lui, să vorbim despre Dumnezeu, să avem acea înțelepciune care vine de sus, acea înțelepciune pe care a avut-o Daniel când s-a hotărât să nu se spurce cu mâncărurile de la masa împăratului și când între tinerii din generația lui pe care îi pregătea împăratul în Babilon ca să-i pună căpetenii, să-i formeze oameni de nădejde, să investească în ei tot ce se poate investi ca să devină mari împărați, mari demnitari în Babilon, Daniel și prietenii lui au fost găsiți de 10 ori mai înțelepți decât cei din Babilon. Și despre înțelepciunea lui Daniel este scris în cartea care poartă numele, putem citi ce revelații, ce lucrări, câtă destoinicie a primit lucrul acesta. Împărații de-a rândul au auzit, au cunoscut, unul de la altul au auzit ce a făcut Daniel și Dumnezeu prin Daniel. Domnul să ne dea înțelepciune ca lui Daniel. Domnul să ne ajute să ne purtăm cu înțelepciune. Ne cheamă Apostolul Iacov și spune, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul, s-o ceară de la Domnul, să-L putem să vedem în înțelepciunea lui Dumnezeu lucrurile și lucrările lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. În Epistola către Iacov, Iacov vorbește despre înțelepciunea care vine de sus. Iacov, capitolul 3, versetul 17. O înțelepciune care este pașnică, ușor de înduplecat, este deosebită că ea vine de sus, plină de îndurare și de roduri bune. Vremea sărbătorii roadelor, roduri bune aduce înțelepciunea lui Dumnezeu. Și aș vrea să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru înțelepciune, pentru înțelepciune. A Lui să fie slava și cinstea în vecii vecilor. Ce măreț e Dumnezeul nostru, care face toate lucrurile frumoase la vremea lor. În viața noastră, Dumnezeu ne-a vorbit că are planuri mari de făcut, are planuri mari cu noi, glorie Lui. Pentru asta ne-a adunat și în dimineața aceasta, să ne vorbească din nou, să ne spună că orice dar bun și desăvârșit vine de la El, de la Dumnezeul cerurilor, că făgăduințele Lui rămân peste veacuri, oamenii vin și pleacă, oamenii se schimbă, împărații lumii se schimbă, ceea ce Dumnezeu a zis se va împlini. A făcut Dumnezeu promisiuni din cartea Genesa până în cartea Apocalipsa. Multe dintre ele s-au împlinit uneori la clipea la ochilor. Când în fața mormântului lui Lazar
Domnul Iisus își înalță glasul către Tatăl cu mulțumire și de data aceea și spuneți: mulțumesc, Tată, căci întotdeauna mă asculți. Și apoi a strigat: Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară. A poruncit furtunii să se oprească, mării să se liniștească și vântului să se oprească. Și toate acestea l-au ascultat, căci este Domn, glorie Lui. Făgăduințele Lui rămân în picioare. Și aș vrea să zicem: Doamne, dă-ne înțelepciune să știm cum să trăim în vremea de acum, cu scumpătate, cu dreptate și cu evlavie, spune Apostolul Petru, grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care Dumnezeu se va proslăvi în viețile noastre. Mărit, slăvit și binecuvântat să fie numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul pentru toate gândurile frumoase din această dimineață. Cu îngăduința dumneavoastră, scurt am și un gând. Mai trebuie să gândești și orchestra o cântare, dar oricum timpul ăla care trebuie să-l plecăm acasă și mergem în spate, îl folosim aici. 10 minute. Cu îngăduința dumneavoastră. Spuneam la început despre cum este Dumnezeu de mulțumit în ziua mulțumirii, astăzi în ziua mulțumirii. Acum, dacă Dumnezeu s-ar uita la cât am citit Scriptura anul acesta, avem proiecte pe grupul biserici. Două. Proiectul împreună. Mai se pune și proiectul Cuvântul Lui Dumnezeu pentru astăzi. Dar cu siguranță am cădea la examen toți împreună cu mine. Dacă ar fi vorba de rugăciune, acolo cred că situația e mai gravă. Dacă ar fi vorba de post, Doamne iartă-ne, cu prezența la biserică, acum nu vreau să-i scuz pe tineri, marți au repetiții, miercuri au repetiții, împreună cu ei și alții, mai sunt și alții mai în vârstă care sunt. Domnul să-i binecuvinteze. Acum dacă lipsesc o joi seara sau vineri seara, Domnul să-i binecuvinteze, au și școală, au și serviciu, au și alte activități în cadrul bisericii, în afara lor, spirituale, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar când nu sunt activități, mă duc mai departe. Încep pesimist, dar o să gat pozitiv, vă promit. Ca să nu fiți strigi la masă, să vă stric pofta de mâncare. Mergând mai departe. Misiune. Cât participăm? Fiecare cât putem și cum putem? Financiar, dacă se poate. Și totuși, cum l-am putea face pe Dumnezeu mulțumit astăzi? Și în cursul anului m-a aminteat la telefere foarte bine. Cum l-am putea face? Punem Coloseni 3 cu 12. Citez vreo 3-4 versete de acolo, să vedeți cum îl putem face pe Dumnezeu mulțumit. Coloseni 3 cu 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, și mă opresc, asta va fi tema. Ca să-L mulțumim pe Dumnezeu, trebuie să avem o inimă mare în care se încapă lucrurile astea care sunt în continuare. Cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Punem în continuare, te rog, 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Nu este, dacă vreți, altă măsură. Cum va ierta Hristos? Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de săvârșire. Și pune și 15, te rog. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați. Slăviți să fie Domnul. Astăzi suntem aici pentru că am fost chemați de Hristos. Nu că am ales noi. Ca să alcătuiți un singur trup, n-au ce căuta două în adunare. Să stăpânească unde? În inimile voastre și fiți recunoscători. Acum vă întreb, trebuie să fie mare inima asta să încapă lucrurile astea? Ce ziceți? Trebuie să fie mare. Haideți să vă dau o ilustrată frumoasă care am citit-o săptămâna asta exact pentru mesajul acesta. Ce spune despre un om că la un moment dat, murdar, sărac, flămând, neputincios, orice calitate negativă care poate să o aibă un om, dacă vreți, când îl privim, a intrat într-un restaurant. Un restaurant de lux,
de câteva stele. Și omul ăsta a intrat acolo. Și când a ieșit primul ospătar în față, a spus: aș vrea să-mi dați dacă aveți ceva de mâncare și un pahar de apă. La care omul i-a răspuns în felul următor: pentru dumneata în localul acesta nu există loc. Oameni ca dumneata n-au ce căuta în localul acesta. Și totuși bătrânelul a înaintat pe culoar, prin restaurant, s-a dus înainte să pună la o masă, la care el a renunțat, a venit numai îndrăznet. Și a spus: tataie, tu n-ai auzit ce s-a spus colegul? Pentru tine, în astfel de loc, nu există posibilitate ca să intri, să stai la masă. La care bătrânelul a insistat și a spus: auzi, uite, văd de la masa cu, de acolo că au plecat câțiva oameni și au rămas niște resturi. Aș putea să le folosesc resturile astea? Și la care ospătarul obraznic a spus: nu, te rog să pleci afară din restaurant. Și a început să-l și bruscheze. Ceilalți au început să râdă, ospătarii care erau acolo împreună cu clienții care erau la masă, au început să râdă și să-și bată joc de bătrânel. Bătrânelul a început să-i curgă lacrimile pe obraz, trecându-și picioarele după el, a început să plece spre ușă și să iasă afară. O ieși pe ușă afară, o făcut câțiva pași. Spre surprinderea lui, după ce a ieșit afară pe ușă, o tânără cu o plasă în mână a ieșit după el și a spus: tataie, ascultă-mă bine. Chiar dacă nu te-o primiți în restaurant, uite, eu am hotărât să aduc o plasă, nu cu resturi, cu mâncare de la bucătărie. Tataie, și îți mai spun ceva, de mâine, dar nu mai intra, te rog, în restaurant să-și bată joc de dumneata, de mâine, în fiecare seară, așteaptă-mă aici, arătat un loc, așteaptă-mă aici și îți promit că îți asigur mâncarea pentru fiecare zi. Dar să nu mai intri în restaurant să-și bată joc de tine. De la lacrimi de durere, la un moment dat, pe fața bătrânului a început să curgă alte lacrimi. O prins-o de mână pe fată, o deschis ușa restaurantului și a intrat înăuntru. Fata se trăgea înapoi și spunea: tătai, nu intra, că iarăși bat joc de tine. Bătrânul a bruscat-o mai puternic și a tras-o mai puternic. Când l-a văzut ospătarii, a încercat să spună ceva, dar nu a mai avut timp. O tras-o pe fată în fața lor și la un moment dat și-a luat o căciulă murdară de pe cap și o perucă care era mai murdară și-a pus-o deoparte și-a luat o mustață și-a luat și barba și-a trasă jos care era lipită, un palton și un fular care acoperau cravata și costumul de lux și ospătarii au încremenit. În fața lor era șeful restaurantului. Au încremenit toți, se uitau la el și nu mai știau ce să spună. Și-a spus: stau în fața voastră acum nu ca un cerșetor. Stau în fața voastră ca șeful acestui local. Vreau să spun că Dumnezeu m-a binecuvântat cu de toate. Mi-a dat mai mult decât mi-am dorit în viața asta. Nu am copii, nu am urmași. Și când am plecat de acasă, am venit așa îmbrăcat ca să caut un om cu inimă mare care să-l pui șeful restaurantului ăsta. Toți m-ați gonit, m-ați scos afară. Și mi-a spus că pentru mine, eu care eram șeful, pentru mine nu există loc în localul acesta. Însă uitați-vă la tânăra aceasta, necăsătorită, nemăritată, fără copii. Fata aceasta mi-a spus ceva, nu numai cu cuvintele, mi-a spus și cu faptele, care o inimă mare. Vă întreb în dimineața aceasta, sunt importanți oamenii cu inimă mare? Și-a spus bătrânul în felul următor, care nu mai era acel om murdar îmbrăcat, acel cerșetor, s-a uitat și a spus așa: de astăzi, fata aceasta, pentru că a avut o inimă mare, este șefa localului acesta care vă va conduce. Bineînțeles că a început să aplauze așa mai slăbuț. Mai slăbuț. Dragilor, într-o zi în cer, probabil că nu vor fi aplauze, dar va fi unul care se numește Iisus Hristos, care va primi pe toți oamenii cu inimă mare. În ziua astăzi, la ziua mulțumirii, în ziua aceasta în care am mulțumit lui Dumnezeu, aș vrea ca să nu fie nimeni care să nu fie spus un mulțumesc, Doamne. Știți că mulțumescul cam dispare din lumea aceasta și e greu să-l spunem de multe ori. E greu să-l spună copiii la părinți, elevii la profesori, studenții la profesori, la locul de muncă, la șefii. E greu să spun mulțumesc. Și păstorii câteodată avem nevoie de mulțumesc. Și viceversa, are nevoie și orchestra, mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
fanfara, mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze. Frate Vali, sora Lena, frate Mircea, cei care sunteți, vă spun, vă mulțumesc. Am mulțumit comitetului și n-am făcut așa ca să apar numai frumos la fațadă, dragilor. E frumos să ai oameni cu care să te poți consulta, chiar dacă de multe ori nu toate părerile sunt împreună, dar le aducem și ne rugăm Domnului ca Domnul să ne lumineze, să putem să mergem împreună. Mulțumesc Domnului pentru fratele Nico. Și spunem o dată, mulțumesc Domnului pentru fratele Nico. Dragilor, mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră. E un mare har. Pavel câteodată mai spune și el, nu mă laud pe mine. Dar să știți că în Domnul e bine să ne laudăm. E bine să ne... Știți că nu-i place să ne laudăm așa în Domnul? Știți, nu? Nu vreau să repet. Dragilor, în această zi, în care v-am spus că Dumnezeu are nevoie de oameni cu inimă mare, dacă ne uităm acum pe social media, vedem că oamenii încearcă să capite cât mai multe like-uri care să se vadă. Și spune, mai dăm un like. Nu că am avea nevoie, dar mai dăm un like ca să văd eu câte like-uri am. Dragilor, în cer, oamenii cu inimă mare, spre surprinderea noastră, nu vor vrea like-uri. Multe. Vor fi mulți oameni care au făcut în ascuns multe lucruri frumoase. Știu că sunt și la Livada și spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știu că sunt și la Livada oameni care fac lucruri frumoase și nu se văd, dar să-i binecuvinteze Domnul și pe alea care se văd, că și alea sunt bune, să știți. Însă vreau să vă spun ceva. Poate pentru cineva în locul acesta. Dumnezeu mai are nevoie de astfel de oameni. Poate în ziua de astăzi provoca pe tine să completezi oamenii care fac lucrurile așa frumoase să meargă. Poate n-ai cântat până acum în fanfară că ai spus că nu-i nevoie. Poate n-ai cântat în orchestră. Poate mi-a lipsit de la adunare. Poate ai spus ce rost are să citești Biblia. Poate ai spus ce rost are să te rogi. Ce rost are să mai postești. Ce rost are să mai faci lucruri pentru Domnul. Dragilor, are rost. Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni cu inimă ca și aceasta. Și acolo ne spunea Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă. Deci îmbrăcați-vă o haină, dacă o ții în cuier și în dulap și nu te îmbraci cu ea, nu poți să fii îmbrăcat cu ea. Dragilor, ca să ai o inimă plină de îndurare, ca să ai smerenie ea, ca să ai bunătate, ca să poți să faci bine, trebuie să îmbraci lucrurile, să umpli inima și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Este ziua mulțumirii. Este o zi în care trebuie să plecăm mulțumitor de la casa Domnului și spun, Doamne, ajută-ne! Nimeni să nu plece mulțumit din casa Domnului. Dragilor, peste toate, însă, Dumnezeu este Cel care merită toate mulțumirile noastre. Sunt multe lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Nu știm ce ne așteaptă în viitor. Avem o cântare pe care noi o cântăm și așa de frumoasă. Nu poți ști ce fi va mâine. Însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine și de noi toți. Că avem o calitate. Avem o calitate nu de păstori, nu de președinte de cult, nu președinte de țară, nu ministru. Toate calitățile astea într-o zi vor dispărea. Există o singură calitate care în urmă cu peste 2000 de ani s-a creat la Golgota, la care nu-ți trebuie diplomă sau diplome. E nevoie doar de sângele Domnului Iisus Hristos care curăță orice păcat. Și în urmă cu 2000 de ani Hristos m-a chemat, te-a chemat, chiar dacă n-am fost acolo, și mai cheamă și astăzi și spune, vreau să fiți mulțumitori. Să mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile prin Domnul Iisus Hristos. Că fără El nu putem să o facem, nu putem să ajungem la Tatăl din cauza păcatului și Domnul Iisus Hristos e mijlocitorul care spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și în această zi, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica din Livada. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care sunteți împreună cu noi. Frați scumpi și dragi, prieteni, musafiri, invitați. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe toți să ne facă să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu trebuie să stăm cu o inimă mulțumitoare. Ca să fie primite rugăciunile noastre, ca să fie primită închinarea noastră, ca să fie primită cântarea noastră și ca să fie primită părtășia noastră. Și cred că asta a întâmplat lucrul acesta, slăvit să fie Domnul pentru asta, amin. Așa că orchestra să încheie cu o cântare, apoi mulțumim Domnului și încă o dată anunț, nu pleacă nimeni, cu toții ne mutăm în sala de mese, în spate, în clădirea anexă.
Thank you.
care începutul aia și o pus suflet, Dumnezeu să vă binecuvintează. Înainte de a face rugăciunea de mulțumire, pentru că nu mai sta, vom ieși direct după aceea și vom pleca în spatele asta întrese. Tuturor vreau să vă mulțumesc că ne-ați făcut acasă Domnului în această dimineață. Rămas din nou la orele 18, vom continua sărbătoarea mulțumirii, ne vom china din nou înaintea Domnului, din nou vom sluji înaintea Domnului și toți cei care doriți, vă așteptăm cu bucurie. Mulțumesc pentru această zi, fratele Nicu, că a fost împreună cu noi și cu Domnul să vină cu mintele. Mulțumesc și celor care au venit de la Cluj, fratele Val, împreună cu familia, fratele Nicu, că Domnul să vă vină cu mintele. Mulțumesc celor care ați venit să fiți împreună cu noi, fratele Cornel, fratele Vasile, ceilalți, prietenii care sunt cu noi, spun Dumnezeu să vă vină cu mintele. Vom face rugăciunea de mulțumire. Haideți să stăm ridicați înainte Domnului și prin fratele Alin Băran să facem rugăciunea de mulțumire și ne vom ruga și pentru darurile de mâncare care ne așteaptă în sala de mese, în sala anexă. Tatăl sunt din ceruri, slăvim și binecuvântă în numele Său pentru mântuirea, dragostea și bunătatea Ta care îți arăți în fiecare zi față de unul fiecare dintre noi. Venim să-ți mulțumim pentru purtarea Ta de grijă, pentru ceea ce ai rânduit în casele noastre și în viețile noastre. Îți mulțumim de ceea ce mi-ai dăruit, Doamne, Tatăl Sfânt, ca și bunuri materiale, fiecare zi și pentru darurile de mâncare. Însă, mai presus, vreau să-ți mulțumim că Tu ești acela care Te-ai îndurat și de noi și îți mulțumim că vei face în continuare și de Duhul și de sufletul nostru. De aceea te rog frumos să fii, Doamne, Tatăl Sfânt, binecuvântat și să ne ajut să fim recunoscători ori de câte ori Duhul ne-a fost mâhnit, ai fost acela care ne-ai ridicat și ne-ai binecuvântat. Ori de câte ori, Doamne, Tatăl Sfânt, am neglijat starea noastră sufletească prin depărtările noastre, prin diferite alegeri, Doamne, Tatăl Sfânt, ai fost acela care a adus vremuri de înviorare și de binecuvântare și îți mulțumim. Îți mulțumim și pentru tot ceea ce ai făcut în dreptul nostru și noi nu știm, Tatăl Ceresc. Fie în această zi, Doamne, Tatăl Sfânt, inima noastră plină de mulțumire și de recunoștință. Ne încredințăm în brațul Tău, plin de îndurare, plin de putere și de iubire, Părinte Ceresc, știind că ești acela care vei fi cu noi, chiar dacă va fi să avem parte de momente mai dificile în viața noastră. Îți mulțumim că Tu ne-ai promis că vei fi acolo cu noi și așa cum ai fost, Tatăl Sfânt, îți mulțumesc că vei face și în continuare. Acum te rog frumos să binecuvânți și timpul pe care îl vom petrece în spate, Doamne, Tatăl Sfânt, împreună în părtășie, stând la masă, pentru lucrul acesta îți mulțumim mai întâi de toate pentru darurile duhovnicești și hrana sufletească de care am avut parte astăzi până aici în casa Ta. Te rog frumos să binecuvânți și darurile de mâncare și de cei, Doamne, Tatăl Sfânt, care s-au ostenit și s-au pus în slujire înaintea Ta și înaintea noastră și vărul acesta. Pentru toți, te rog, Părinte Sfânt al Veșnicilor, să ne ajut să rămânem mulțumitori. Și acest lucru vom putea înțelege și vom putea trăi pe deplin, fiind conștienți de mântuirea pe care a dus-o cu viața noastră prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și îți mulțumim. Amin. 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 Dragilor, așa cum am anunțat, ne despărțim din casa lui Dumnezeu, dar mergem în spate. Toți cei care sunteți în casa Domnului, am rugămintea la frați și la surori, ocupați-vă de invitați, de musafiri, ca să mergem cu toți în spate.